Pentru câteva ore, comuna Dâmbovițeană-Văleni s-a transformat într-un veritabil centru al sporturilor de iarnă. Peste 100 de copii s-au întrecut în concursul de sanie și bob, devenit tradițional pentru localitatea din Dâmbovița. În ultimul deceniu, dar într-un singur an, 2013, nu s-a organizat această competiție, motivul fiind lipsa zăpezii. Acum, ulițele comunei s-au dovedit pistele perfecte pentru săniuțe și boburi, ultimele confecționate chiar de localnici. Startul s-a dat aproape de miezul zilei, iar concurenții au fost împărțiți pe 3 categorii, în funcție de vârstă și de echipamentul pe care au alunecat. 3, 2, 1, start! Gata! Boburile construite de dâmbovițeni au fost atracțiile zilei pe pârtile ad hoc de la Văleni. În toată comuna există peste 50 de boburi, dotate cu tot ce le trebuie, totul făcut de mâna localnicilor. Un bob, viteză foarte mare, aici nu cred că o să prindă așa, cât prinde mai sus. Cam fiecare an, nu putem să ne dezicem, trebuie an de an să facem un curs, dar ne bucurăm de zăpadă în anii când avem zăpadă, că atunci când nu este zăpadă, oftăm și o așteptăm. Avem copii foarte mulți, sunt dornici, le place și nu ne place că altfel n-am face concursul. Toate coborările au fost cronometrate, iar cei mai rapizi copii premiați de organizatori cu diplome, rechizite și dulciuri. Competiția s-a încheiat după amiază cu o inedită festivitate de premiere, în care podiumul a fost amenajat, cum altfel, din sănii și boburi. Deci, felicitări! Vă urez și la anul să câștigați premii. Pentru că nu se poate concurs fără premii, ne-am străduit și am făcut tot ce se poate ca să avem ceva premii care să-i stimuleze pe copii, să-i mulțumească pentru efortul depus ca să concureze, să poată să vină și la anul și să știe că nu vin degeaba. Organizatorii au promis că la anul vor încerca să dea o amploare și mai mare cupei de săniuș și bob.